Vineri 11 februarie, începând cu ora 19, Teatrul de Artă din Deva propune iubitorilor Taliei prima premieră din acest an. Este vorba despre o comedie spumoasă, Nu-i ușor să fii bărbat, adaptare după italianul Aldo Locastro. Piesa regizată de Mihai Panaitescu se joacă cu casa închisă, așa cum au fost în ciuda perioadei delicate pe care o traversăm și ultimele reprezentații ale celor de la Teatrul de Artă din Deva. Avem o nouă premieră la Teatrul de Artă din Deva, o comedie, încă o comedie, se numește Nu-i ușor să fii bărbat, de Aldo Locastro, un italian, se potrivește foarte bine cu spiritul românesc. În esență este o tragicomedie, depinde de cum este văzută. De noi care suntem un popor latin, este o comedie. Dacă se juca, de exemplu, în Islanda, s-ar putea să fie chiar o tragedie, dar la noi, în spațiul nostru, este o comedie. Și ne bucurăm că oamenii sunt deschiși și vin la teatru. Ultimele reprezentații au fost cu casa închisă. Comedia Nu-i ușor să fii bărbat, a cărei scenografie este semnată de Nicoleta Onofrei, îi are în distribuție pe Aurelian Gheorghe, Eugen Pădureanu, Ioana Cojocărescu, Diana Rotaru, Roxana Olșanski, Andreea Pascu și Silviu Dobre. Cei care nu au prins bilete la premiera acestui spectacol îl pot vedea în data de 4 martie de la ora 19. Trebuie să mă gândesc serios că Marco are o viață dublă. După socotarea mea, o viață triplă. Da. După socotarea mea, 1, 2, 3, 4, 4 duplă. 4 duplă, domnișoară.